șantier la fostul cinematograf Gaudeamus sau cum îl mai știu unii, Soroclet Valcăsă. Aici că era cimitirul central din Chișinău până să faci cinematograf. Acum vedem că e doar un șanț mare, neîngrădit, periculos. Poate să vină oricine să plimbe așa ca mine sau niște copii chiar să joace. Și riscă să prăbușească cu tot cu ei. Aici vedem construcții subterane ieșite la viveală. Auzeam la televizor că ar fi urme de cripte mortuare, de cavouri. Înțeleg că chiar fostul arhitect al orașului din secolul 19 sau la începutul secolului 20 era mormântat pe aici. Acum a dus șolcat. Acum e urbanism sălbatic de junglă. Nu trebuia îngrădit șantierul ăsta, nu e așa că e periculos? Dar noi lucrăm, pare. Păi da, dar dumneavoastră lucrați și aici să apropii copiii, chestii. Asta nu s-ar arunca. Ce noi? Nu s-ar arunca, noi lucrăm în timpul zilei, noi suntem în loc. Înțeleg, dar ea ca în timpul zilei, în timpul pauzei, poate să vin. Posibil, dar ia uite, nu numai copiii și maturi trec pe aici, calc pe margine, se prăbușesc și îi capeți cu ei.